bun găsit, oameni buni. Acum aș vrea să fac așa un video scurt, un video tehnic. Vom vorbi numai apicultură aprofundată. Vorbim despre depopularea coloniilor de albine în perioada de toamnă și debut de iarnă. Ați văzut și la mine, am pus deci un video public, unul este privat, cu niște colonii de la pădure, unde pot să zic așa, grosomodo, una peste alta, deci din lotul respectiv, mortalitatea undeva, sau dispariția, să le spunem, undeva la 50%. Bun, ok. Comentarii apărute, bineînțeles că și eu am fost, să zic așa, instinctual de aceeași opinie, bă, astfel de, bă, varoa. Și știți că sunt un om care mereu a susținut că, în general, problemele în stupină apar de la varoa. Și rămâne și ăsta un factor. Dar am stat și m-am gândit, bă, cum să fac, cum să... De ce nu s-a întâmplat la toate coloniile și la alte loturi? Deci, hai să vă explic. Am mers pe 4 loturi, să spun, de albine, de soiuri de albine. Deci, una a fost soiul meu și 3 soiuri din alte părți. Nu o să dau nume, nu o să dau zone, pentru că nu vreau să creez polemică, că știți că subiectul ăsta cu reginele e un subiect fără sfârșit, care mai mult aduce scandal și panoramă. Așa că nu o să pomenesc. Deci, o să mă refer așa la... A fost din cele 4 loturi. Unul lotul meu și 3 loturi extra. Ei, din aceste 4, fenomenul ăsta s-a întâlnit numai la un soi. Da? Și a avut mortalitatea asta. Deci, toți stupii, revenim la varoa, au fost tratați la fel. Deci, același tratament în aceeași perioadă, restul sunt ok, numai la un singur lot au apărut probleme. Practic, deci... Deja încep să mă îndoiesc că ar fi vorba de varoa, pentru că varoa ar fi trebuit să afecteze și celelalte colonii. Un alt aspect foarte important, când e vorba de varoa, în dispariția unei colonii de albine, în colonia aia, deci găsești lada intactă, ramele intacte, cu hrana în ele intact, numai că nu mai găsești albine. Cine a fost atent la film a văzut că ramele erau goale. Deci, nu vă spun mai departe, că vă dați seama. Adică nu vreau să o iau înainte cu subiectul. Deci, problema asta cu varoa, să spunem așa, nu spunem că o excludem, dar șanse, probabilitatea este foarte mică, pentru că fenomenul s-a întâmplat numai pe un segment, din patru. Tot în comentarii cineva pomenea, pe nu, domnule, s-a întâmplat varoa plus sirop invertidat la albine. La fel, același lucru, din potrivă, coloniile astea, unde mi-a apărut mortalitatea asta, să știți că au primit doar 2 kg de sirop invertit, atât, 2 kg. Am colonii care sunt pe 10 drame dadan la ora asta, sau poate mai mult, colonii foarte mamut, colonii puternice, care vă dați seama că au primit mai mult sirop invertit, că era normal că au primit direct proporțional cu puterea lor. Acolo nu s-a observat depopularea. Și acum sunt sincer și nu de la 2 kg de sirop invertit. Nu, n-ai cum să ai dispariție de colonie. Ei, și ajungem la al treilea factor. Am specificat foarte bine, dar bine, lumea nu e atentă. De-aia v-am spus vouă, membrilor, voi cei care stați și urmăriți. Atenție la detalii. Atenție mare. Superficialitatea este mama eșecului. Eu am subliniat, aceste colonii sunt de la pădure. Ei, dragilor, la pădure, acolo, corroborat cu dispariția culesului foarte devreme, pentru că în iulie am avut acele temperaturi de peste 40 de grade, bineînțeles că albinele și-au dezvoltat intens instinctul de furtișac. Și colac peste pupăză, bineînțeles că fiind în zona pădurii,
acolo avem și populații diverse de viespi, viespi mari, viespi mici, care și ele vin și atacă la colonie. Ce pot să vă spun? Că am avut roiuri făcute mai târziu decât cele cu problema, dar cu regine carpatine, autohtone, și acele sunt ok, sunt în viață, sunt bine. Practic, unde vreau să ajung și acum e opinia mea, pot să greșesc. Deci niciodată eu nu o să vă spun un lucru cu convingere, eu pot să exprim o opinie atâta. Eu nu sunt profesor în apicultură, cu atât mai puțin profet. Lotul respectiv care a fost afectat, regine bune, nimic de spus, regine sănătoase, dar care nu au instinct de apărare dezvoltat. Nu au, de, practic, putem vorbi de acea rasă industrială, o rasă de albină care îți produce multe, îi dai mult sirop, îți produce multă miere, deci ok. Dar are o problemă, dacă nu o păzești zi de zi, la propriu, poți să ai surpriza asta să le găsești furate de alte colonii. Deci e foarte, foarte, foarte interesant acest aspect. Deci ele au dezvoltat un instinct al acumulării foarte, foarte bine, dar li s-au redus foarte mult instinctul de apărare. Practic ele nu au știut în momentul în care au venit scoadele și au venit primele albine oațe sau primele viespi, nu și-au luat măsuri de apărare și au picat pradă furtișagului. Da? Acum vă spun sincer, pentru mine nu e o pagubă mare, că la urma urmei nu vor... Nu știu, vorbim undeva 10 colonii. Nu e mare pagubă. Dar oricum, pentru mine care... Eu nu stau să-mi ratez viața în... între niște lăzi doage de albine. Eu albinele le folosesc în scop de hobby, în scop de relaxare. E clar că eu trebuie să am grijă să am un stupin, numai regine, cu un profund instinct de apărare. Deci asta înseamnă selecție. Eu, deci, spre exemplu, știu exact, măi frate, deci eu deja, pe zona mea, încă un lucru, deci eu pe zona mea deja cam știu, mi-am făcut cărțile. Cam știu ce merge și ce este bine. Da? E foarte, foarte important. Și încă un lucru. Deci am vorbit loturi de regine luate din alte părți. După cum vedeți, eu nu spun, nu pomenesc nume, nu spun nicio persoană. Și cel care a făcut aceste regine este un foarte bun apicultor. Reginele foarte bune, foarte, foarte bune, dar au acest minus. Știți, când se cataloghează materialul biologic, sunt mai multe acolo caractere. Ei, problema asta rămâne cu apărarea, vedeți? Și țineți cont că, vedeți, clima se schimbă de la an la an, baza meliferă se reduce și acest fenomen va fi din ce în ce mai des întâlnit. Fenomenul ăsta de rapacitate al albinelor, da? Așa că avem grijă de varroa, avem grijă ce dăm de mâncare la albine, dar trebuie să avem grijă și ce o să facem în continuare, să păzim albinele, să păsim albine care își pot păstra singure de grijă și să-și păstrează integritatea coloniei. Și încă o dată să ajungem la o treabă, atenție mare, când pe un areal există o aglomerație mare de colonii de albine. Acum la un postscriptum și tot legat de albine, Ștefan al meu este ultimul an la medicina veterinară și a trebuit să-și aleagă, sau nu știu cum acolo, tema de licență. Dacă vă spun care e tema lui de licență, deci nevorbită cu mine. Puietul văros la albine. Puietul văros la albine.
O să mă implic și eu personal în această temă a puietului feroz, a sclerozei la albine, pentru că e o temă foarte interesantă și actuală. Și o să am grijă ca în lucrarea lui de licență să fie un capitol destinat propagării puietului feroz de la acele stații de împerechere artificială. Pentru că am stat mult, mult și m-am gândit de ce în unele colonii apare, de ce în unele nu apare. Și ca un fir roșu ce am văzut? Coloniile făcute din regine de-astea, pe metoda clasică, împerecheatul ăsta natural, adică nu e nicio problemă cu puietul feroz, iar păliniile ce provin din mame transvasate artificial, acolo a apărut puietul feroz. Practic, cum v-am mai spus, cei care au practicat inseminarea artificială nu au avut nicio normă de igienă. Nu au respectat nicio normă de igienă și practic au transmis boala. Și trebuie făcut și aici un studiu pentru că să nu uităm că și explozia asta mare de puiet văros s-a întâmplat în clipa în care în România a venit așa mod asta cu inseminarea artificială în stațiile alea de mare elită internațională și mondială. Da, asta, Ștefan se va ocupa exact pe problema asta un an de zile, aici va lucra pe... și sper că să iasă o lucrare de licență deosebită și să o și publice. Asta mi-aș dori foarte, foarte mult, să și publice, după ce va susține lucrarea de licență, să o tipărească la o editură. Asta a fost așa ca un post-scriptum, dragilor. Dar, oricum, trebuie să ne adaptăm la timpuri, să mergem mai departe. Da, e foarte, foarte interesant. Poate că din motivul ăsta apicultura este frumoasă, pentru că de la an la an, să spunem așa, ne lovim de alte aspecte, da? De lucruri interesante, lucruri noi și provocări. Provocări cărora noi trebuie să le facem față cu primă. Vă dați seama că din reginele rămase, cele afectate de furtișag, o să întăresc acolo, o să fac plombă cu material biologic și o să le vedem la anul. Practic, astea sunt, acum putem vorbi de regine selecționate. Abia acum putem vorbi, eu cel puțin, de regine selecționate. Pentru că le-am lăsat acolo în pădure, au fost tăbărâte de toți dăunătorii, să-i spunem. Și ce s-a selectat acum, abia acum pot să spui că e o regină atent selecționată. Și voi avea grijă să le dau ce trebuie și să fie foarte, foarte bine. Să se dezvolte așa cum trebuie în această, bine, în primul rând să treacă peste sezonul rece, să treacă peste iarnă și la primăvară să avem. Am mai pomenit de mai multe ori despre cum în Ucraina se selecționează reginele. Practic, colonia când vine iarna se lasă fără capac, fără podișor, fără nimic, expuse intemperiilor, care rezistă bine, e prăsilă, care nu a murit, sănătate. Aștept acela un semafor că se bagă canalizare în sfârșit, deci intră și în mediul rural civilizația, că degeaba ai băgat apă dacă nu bagi și canalizare, astfel încât apele uzate să meargă în stația de epurare. E un lucru bun, ne civilizăm. Și vedeți voi că revenind acum la albine, scuzați intermezzo, numărul mic de colonii care trebuie să existe pe ovat. Deci gândiți-vă că
la mine fenomenul ăsta a fost limitat că n-am avut un număr mare de stupă vatra respectivă. Vă dați seama ce întâmpla dacă aveam sute de stupă vatra respectivă. Așa, având un număr redus, și pierderile sunt limitate. Și la un moment dat chiar stăteam, știți că și din nou, de curând, prietenul nostru Costin a descoperit era apa caldă și făcea și gaura din covric și făcea acel calcul că e mai rentabil să scap de colonii toamna și să cumperi primăvara alte colonii. Și am explicat că asta în urmă cu 30 de ani făcea Canada, apicultorii canadezi. Adică ei primăvara își cumpărau roiuri la pachet cu care își roiuri la pachet din Australia. În Australia era final de sezon, albina era multă și ieftină. Practic mai mult costa avion. Și aducea albina în Canada și își repopulau lăzile. Pentru că practic ei omorau toată albina. Deci când se termina sezonul activ, scuturau, recuperau tot lăz rame și le repopulau primăvara pentru că era mult mai ieftin. Bine, între timp economia s-a schimbat, avionul mai scump, material biologic mai scump, clima s-a schimbat în Canada, nu mai este nici acolo ca acum 30 de ani, clima a devenit mai blândă și acum își permit și ei. Dar exact dacă stăm și punem în balanță cheltuielile pe care le ai cu o colonie, deci cu tratamente antivaroa, hrăniri, bază, mers la stup, timp pierdut, bla 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 bla. Și altceva, prețul scăzut al coloniilor de albine, bă, să-ți cumperi 100 de colonii de albine primăvara nu e mare lucru, că eu vă spun sigur că la primăvară vei găsi cu 300 de lei colonii pe alese, adică te duci cu 30 de mii, ți-ai luat o stupină de 100 de colonii de moară lumea, cum ar veni. Și deci, nu mai cum am mai știți, am mai citat odată și exact și colegul nostru din UMAFT era de acord că în apicultură materialul biologic este cu procentul cel mai mic de cheltuială. Altele sunt cheltuielile mari în apicultură, gen infrastructura pe care trebuie să o deții, multe, etc., etc. Materialul biologic e prin coada clasamentului, ăla e cel mai ușor de rezolvat, pentru că este foarte, foarte ieftin. A, cineva mai m-a întrebat să vorbesc despre PNS-ul, ce a fost anul ăsta. Domnule, nu înțeleg. PNS-ul ăsta a fost o nebuloasă. Deci, cetățenii apicultori au depus dosare și la jumatea lunii octombrie au intrat niște bani în contul lor. Dar nu se scrie acolo ce reprezintă banii aia. Pentru că un apicultor, vă dați seama, el a cumpărat mai multe. Așa a cumpărat și medicamente, și inventar, și lăs, și material biologic, etc., etc. Dar în ordinele alea de plată date către apicultor, nu se specifică. Gen, frate, un apicultor a fost la moda noastră, s-au luat astea pentru miere, maturatoarele, da? Sau încălzitoare. Nu scrie acolo atâția lei contravaloare pentru maturator, na, sau atâția bani contravaloare pentru decristalizator. Deci nebuloasă, nebuloasă total. Adică niciodată nu s-a întâmplat. Se dădeau înainte, se spunea, domnule, vedeți cum să se încaseze, gen, pe colonia de albine atâți lei, pe ladă atâți lei. Am înțeles singurul preț, am înțeles că la ladă a fost 199 de lei și la colonie, nu știu, 140 și ceva de lei, ceva de genul ăsta, nu știu exact. Dar nebuloasă. Să sperăm că și cu banii acum s-au împărțit acolo, nu mai știe nimeni, da. E ciudat, foarte ciudat. Și nu e un lucru bun, că practic apicultorii își vor pierde încrederea în aceste măsuri de piață care au mers cât de cât bine când se numeau un program național apicol, iar acum se numesc pompos de tot, mamă, program național strategic, bă, deci despre ce vorbim, adică e vorba de o strategie națională. Da, în sfârșit, adică iar se merge pe principiu, bă,
mulțumim că ni s-a dat și nu ni s-a luat. Gen, cam așa. Cum a fost și la... Era, zic, ajutorul ăla global. Mamă, ce aglomerată se apropa. Deja se simte acut nevoia autostrăzii, pentru că... Deci stau la coadă la intrare în oraș. De aici e jale. Să sperăm că ne-a promis domnul prim-ministru că... Înaintea turului 2 de la prezidențiale va veni și va inaugura autostrada de aici, care trece pe lângă Râmnicu Sărat, astfel încât să scăpăm și cu ăsta infernal. Bine, eu aveam treabă înainte, dar de zilă, de atâtea tiruri care ce sunt, prefer să oponez prin oraș, să ajung la destinația unde trebuie să merg. Așa, sunt bucuros că mâine merg. Avem așa în lumea asta și apicultura în Râmnicieni un eveniment important. Victoraș Puișoru va spune da în fața ofițerului stării civile, respectiv băiatul cel mic al colegului nostru Dan Puișoru. Mâine are nunta, așa că vom fi în petrecere mare. Ne vom întâlni. Așa ne întâlnim, practic deschidem sezonul întâlnirilor cu această nuntă. E bine că e nunta e chiar aici la Râmnicu Sărat și suntem pe bază, suntem cu toții și e un eveniment fericit din viața oricui, vă dați seama. Da, și practic acum când mă duc în altă parte, mă duc să spăl mașina că am praful de un deget pe ea. Mai intru după amiază nițel să lucrez și în stupina asta urbană, că am început așa cât de cât să îmi așez lucrurile, să facem o ordine și să o pregătim. Da, și după aia săptămâna viitoare să intrăm și în celelalte cu pregătirile de iarnat. Acum, cât ai zice pește, acum vine iarna și iar, cum e vorba, ne prinde nepregătiți. Da, ne prinde nepregătiți. Iarna ca întotdeauna. Ca așa e românul, ce se face. Lăsăm totul până pe ultima sută de metri, dar vedeți că încălzirea globală ține cu noi, că practic nu mai avem iarnă, dar un lucru bun, ce am mai vizitat așa prin colonii, dacă am dispărut puietul. Deci ăsta e un lucru fantastic. Știți, zero puiet, zero varoa. Deci acum, pe final de luna octombrie, practic acum urmează ultimul weekend din luna octombrie. Practic până la 1 noiembrie, pe la 1 noiembrie putem vorbi de zero puiet. Și să avem și noi măcar, da, aproape 3 luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, coloniile să nu mai aibă puiet în ele. Da, și să le să se restarteze, să fie gata ca în februarie să poată să înceapă să tureze motoarele pentru un nou sezon apicol. Da, e, ce să vă mai spun, e frumos, frate, apicultura asta e boală. Când te prinde, nu te lași de ea. Eu și acum fac eu niște gânduri, tot așa, să mai duc eu stupă în sus, să-l am lângă, în proximitatea dormitorului. Practic vreau să să-mi aduc o colonie. Ce se face? Boală? Boală! Da, n-avem ce face. Mergem mai departe, că nu ne putem, nimic nu ne mai poate opri. Da. Cam atât am avut pentru acum să vă spun, dragilor. Țineți aproape. Aștept comentariile voastre, părerile voastre, pentru că să știți că eu citesc comentariile voastre și stau și mă gândesc, pentru că de asta și m-am gândit la chestiile astea, varoa, hrană, instinct de apărare. Știți?
E foarte bine să punem ideile cap la cap. Și încă un lucru. Se spune așa că românul, de ce mereu criticăm și spunem că România nu e bine? Pentru că românul are convingeri. Românul nu are opinii. Românul are convingeri. E singurul om după lumea asta care spune: bă, îți spun eu, mă, îți spun eu. Nu, frate, nu e așa. Nu trebuie să avem convingeri, trebuie să avem opinii, părerea mea. Cum am zis, domnule, eu niciodată nu am fost, n-am zis, domnule, că eu dețin adevărul absolut. Aia trebuie să fie dus cu pruta să deții adevărul absolut. Eu pot să-mi exprim o opinie care exact poate fi și eronată. Eu accept întotdeauna acest lucru, că... pot exprima și o părere. Mamă, e plină spălătorie. Pot exprima și o părere eronată, da. Asta e, deci trebuie să ne învățăm să... Și altceva. Să ne învățăm să ascultăm și opinia altei persoane. Și să știm și de acolo să tragem... Să tragem ce este... Hai, că nu se trage. Aici bagi banul direct. Dai banul, iei framul. Da, oameni buni, gata. Haideți că trec la treabă și eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Țineți aproape comentarii. Cine vrea să abonează, bine. Cine nu, iarăși bine. Cine vrea să dea un like, bine. Cine nu, iarăși bine. Sănătate și victorie.